Daniela Frumușanu la sala de expoziții Constantin Brâncuș de la Palatul Parlamentului. Vedem încă steaguri medievale imaginare. La câta ediție? Ediția a treia. Un concept, un program care a prins foarte mult la artiștii din, aș spune, toate secțiile ale Uniunii Artiștilor Plastici din România, pentru că provocarea a fost una extrem de generoasă. Practic, nu era neapărat nici forma, nici subiectul care să îi constrângă pe creatori. Deci libertate deplină și un subiect incitant. Întotdeauna când organizez o expoziție și mai ales când propun o expoziție, subiectul unei expoziții, încerc să mă pun în pielea celui care participă. Și mie îmi place libertatea. Libertate, o libertate între anumite limite. Dar artiștii pe care îi vedeți în spațiul expozițional al sălii Constantin Brâncuș sunt veterani ai acestei manifestări artistice, sunt oameni care îndrăgesc medievalul sub forma lui cea mai nobilă și în același timp plină de eleganță. Este vorba despre artiști textiliști, în marea lor majoritate, despre artiști care fac opere în metal, care fac pictură grafică și în dar general care experimentează cu sticla și cu materiale exact, neconvenționale. Care experimentează juxtapunerea diferitelor materiale, pentru că suntem în secolul 21 și este cunoscut caracterul acestui tip de reprezentare artistică, care nu este încorsetată doar într-o anumită zonă, doar în textil, doar în grafică, pictură, sculptură și așa mai departe. Am văzut de aceea, chiar și intervenții în pictură, chiar pictură, da, pictură. Chiar sunt pictori aici, în pictori, care de această dată nu au prezentat lucrările pe ramă, ci le-au lăsat să curgă, să desfășoare. Se desfășoare în spațiu, astfel încât să sugereze, nu neapărat să fie, dar să sugereze ideea de steag. Este vorba despre steaguri medievale imaginare, subliniez acest lucru. Asta înseamnă că este un steag care îți poartă amprenta, poartă și amprenta heraldicii medievale, dar în același timp poartă și amprenta creatorului. Nu ne subordonăm în totalitate medievalului. Deci fiecare îl actualizăm. Da. Deci fiecare lucrare în parte ar fi putut să fie, de fapt, simbolul unui brand, unui brand personal de artist. Da, sigur că da. Și chiar avem tendințe de genul acesta. Există un artist de la Iași care de fiecare dată vine cu steaguri tip QR și este ușor recunoscutibil. Cu această ocazie să subliniem și faptul că expoziția are o dinamică națională și că invitația a fost adresată tuturor artiștilor din țară care își doresc să participe la acest eveniment. Exact. În expoziție sunt prezenți cu lucrări 42 de artiști, iar expoziția cuprinde 45 de lucrări. Ei au avut libertatea să facă maxim două lucrări, dar doar trei dintre artiști au cutezat să facă două lucrări, pentru că este un act de cutezanță. Da, pentru că lucrările sunt de dimensiuni destul de mari. Și, n-a fost o dimensiune neapărat strictă, dar lățimea a fost o dimensiune impusă ca să nu ne trezim cu timbre în expoziție. Și lățimea a fost obligatoriu de un metru. Da. Deci lucrările au o structură monumentală. Au o structură monumentală, majoritatea au dimensiunea de 1 metru pe 2 metri sau 2,50 metri. Da. Și impresionează prin culoare, impresionează prin textură, impresionează prin tematică, pentru că fiecare și-a ales un alt subiect, un alt motiv, mai bine spus, pe care l-a reprezentat. Deci sunt foarte multe simboluri specifice zonei medievale sau nu, sau simboluri arhaice, care au străbătut secolele și sunt prezente în lucrările de pe Simeze. De asemenea, paleta procedeilor și tehnicilor de lucru este diversă și tocmai pentru că inspirațională. Am adus și studenții să diverse
diversitatea materialelor, exact. Deci care impune și diversitatea tehnicilor. Exact. Trebuie să ai răbdare. Întotdeauna când intri într-o expoziție, nu trebuie să vii cu idei preconcepute. Da. Trebuie să ai răbdare, să simți, să-ți dorești, de fapt. Să-ți dorești și să simți ce a simțit artistul. E ca și când ai citit o carte. E același lucru. Trebuie să ai răbdare și să intri în universul celui care a gândit și simțit lucrarea. Este și aici vorba de un exercițiu vizual care trebuie practicat și repetat. Exact, da. Ține de educație. Totul ține de educație. Dorința și curiozitatea de a vizita un spațiu expozițional, dorința de a înțelege ce a vrut să transmită artistul, dorința de a-ți îmbogăți și cultura plastică, pentru că e foarte important, dar și cultura generală. Da? Pentru că artiștii contemporani fac parte din istoria artei contemporane și nu numai. Da? Daniela Frumoșanu, e foarte important. Aș spune că această expoziție Steaguri medievale imaginare ar putea să fie o lecție generoasă adusă tuturor privitorilor, pentru că să descoperi într-o singură expoziție odată atâția artiști, apoi atâtea tehnici îngemânate, atâtea perspective asupra unui subiect care pare că te ancorează într-un spațiu, într-un timp, dar de fapt el reprezintă cu adevărat o deschidere universală. Pe de altă parte, numai dacă te uiți la înălțimea aceasta pe care o propune steagul medieval imaginar, este și ea o direcție a unei viziuni. Propunerile care au fost sau nu respectate, sigur, ține de creativitatea artiștilor, de a accepta sau nu simetria parțială pe care steagul medieval îl propune. Deci bogăția informațiilor este una extrem de valoroasă într-o singură expoziție, într-un singur eveniment vizual, care ar putea să capteze privitorul și să-i ofere o paletă atât de largă de întrebări și răspunsurile la acestea. Exact. Expoziția aceasta rămâne o pagină deschisă, pentru că, așa cum în trecut, din 2013, când am organizat prima expoziție de steaguri medievale la Muzeul Național de Istorie a României, am avut succes și spun asta pentru că, în primul rând, un muzeu atât de mare ne-a deschis porțile pentru a organiza un astfel de eveniment, apoi ediția a doua, care s-a desfășurat 2 ani mai târziu și care a fost expoziție itinerantă la cererea doamnei Mariana Popa de la Bacău, director al Muzeului Iulian Antonescu pe atunci. Expoziția cu acel prilej a fost întâi la Herina, Biserica Herina din Bistrița Năsăud, apoi la Complexul Muzeal Bistrița Năsăud și la Castelul Corvinilor din Hunedoara, după care s-a întors la Bacău, la Galeriile de Artă Alfa din Bacău. Deci atât câte spații expoziționale atât de variate, da, ca funcție și înțelegere. Da, după care s-a dezvoltat la propunerea mea și la deschiderea conducerii de la Complexul Muzeal Bistrița Năsăud și cu sprijinul extraordinar al conducerii de la Complexul Muzeal Bistrița Năsăud, s-a dezvoltat în cadrul unei tabere studențești la care au participat 3 universități, Universitatea Națională de Arte din București, Universitatea de Arte George Enescu din Iași și Universitatea de Arte din Cluj. Studenții celor 3 universități cu profesorii aferenți au făcut o expoziție de excepție în cadrul Complexului Muzeal Bistrița Năsăud. Au fost steaguri medievale realizate în tehnici specifice fiecărei universități. Au fost numai studenți de la arte textile, de la departamentele de arte textile, dar și acolo cu mari diferențe. Da, impresionantă implicarea studenților, hărnicia lor, inventivitatea lor. Drept urmare, până la urmă, lucrările fac parte din patrimoniul Complexului Muzeal Bistrița Năsăud. Această expoziție a mers mai departe, după plecarea noastră, din nou la Castelul Corvinilor, din Hunedoara. Și apoi s-a întors, bineînțeles, la Bistrița Năsăud, la Complexul Muzeal Bistrița Năsăud. Da, ce viață trepidantă, da, după ieșirea, da, deci lucrărilor fiecare, din, da, atelierul de creație. Fiecare expoziție are un destin, pentru că are o viață, la fel ca și noi.